Jumeni și bine v-am regăsit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și Prahova va fi gazda primului festival Fusion Simfonic din România. Este vorba despre Republic Fest și îl am astăzi alături de mine pe Vlad Matescu, manager al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Bine ai venit alături de mine în emisiune, Vlad. Bine te-am găsit și mulțumesc din suflet pentru invitație și felicitări din suflet pentru tot ceea ce faci și faceți alături de colegii voștri pentru comunitate, pentru Ploiești și pentru Prahova și nu numai. Mulțumim frumos și bineînțeles și vouă în cadrul Filarmonicii. Podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu AFI Ploiești și am din partea lor un AFI gift card, cadou pentru tine. Mulțumesc mult, mulțumim. De altfel și cei de la AFI sunt unii din primii sponsori ai festivalului nostru Republic Fest și ne bucurăm tare mult că tradiția continuă. Uite, dovadă pentru implicarea în comunitate în rândul lor și în rândul tinerilor, bineînțeles, Ploieștiul nostru, redacție pentru tineri. Haideți să începem acest podcast prin o scurtă prezentare a festivalului. Ai declarat pe rețelele de socializare și aici o să citez: Republic Fest nu este doar un festival, este o sărbătoare a muzicii, a artei și a comunității noastre. Voiam să te întreb, cum vizualizezi tu Republic Fest? Cum va arăta de fapt acest festival? Pe lângă ceea ce am spus mai devreme, îmi place să cred că este ceva mai mult. Este, și poate sună utopic, dar este efectiv un vis. Un vis al, poate chiar al unor oameni, dacă nu unui singur om, dar cu siguranță unei echipe foarte, foarte dedicate din Filarmonica Ploiești. Un vis pentru un viitor mai bun, pentru un oraș cum ar merita să fie cu adevărat acest oraș, din punctul nostru de vedere, așa cum noi credem că ar fi bine să fie. Și când spunem noi, ne referim inclusiv la cei tineri care sunt în jurul nostru, pentru că ei reprezintă de fapt inclusiv viitorul. Așadar, este un vis, pentru că ușor, ușor, cu pași repezi ne apropiem de realizarea acestei prime ediții, dar este un vis care poate face ca orașul Ploiești să fie cel puțin, de ce nu, o capitală culturală europeană. Poate fi gazda unui festival mare care să ducă numele orașului Ploiești, așa cum Antoldu a dus numele Clujului mai departe și nu numai numele Clujului. Sunt mai multe orașe care au dat naștere unor evenimente de acest gen și ați observat probabil cu toții sau observăm cu toții că sunt din ce în ce mai multe evenimente în România, din ce în ce mai multe asemenea manifestări care au loc mai puțin sau mai bine organizate. Este un concept nou pe care îl avem de data aceasta, un concept unic în România, chiar dacă au existat sau există tot felul de producții asemănătoare și unde orchestra simfonică este pusă alături de un band, de o formație rock sau o formație hip-hop sau de muzică electronică, bineînțeles. Însă este un concept unic. De ce? Pentru că sunt trei scene. În mod normal, un festival la început de drum pleacă direct cu o scenă și jumătate, cel mult, să zic. Este o mare, mare provocare pentru noi, pentru că bugetele festivalului nu sunt deloc mari. Acum vreun an de zile, că trec de la una la alta, acum vreun an de zile discutam cu prieteni și făceam analize și tot felul de strategii. Bugetul minimal de la care s-ar pleca pe un asemenea eveniment și cu care au plecat de fapt la drum marile festivaluri din România este minim de 700.000 de euro. Noi discutăm undeva sub 200.000 de euro în condițiile în care suntem instituție publică și avem deja oricum foarte multe resurse pe care de altfel le-am investit în ultimii 4-5 ani de zile. Adică noi nu am pornit la drum realizând sau creând acest eveniment, acest festival, fără să avem un feedback în spate, fără să avem o experiență anume în spate, pentru că nu este deloc ușor să faci de la o zi la alta, așa cum poate au încercat unii, poate pe aici, pe aproape, pe lângă noi, au încercat de 2-3 ediții să facă acest eveniment. Nu este deloc ușor să organizezi un eveniment pe 3 zile și cu minim 2-3 scene. Am înțeles. Deci a fost o muncă, într-adevăr, pe parcursul unui an, din ce înțeleg. Au început pregătirile în urmă cu un an și, uite, în sfârșit, în perioada 6-8 septembrie va avea loc în Bucov.
Întrebarea este, de unde a plecat această idee de Fusion Symphonic? Poate v-ați inspirat, nu știu, din afară, din alte țări, sau cum anume ați ajuns la concluzia, uite, facem festival cu muzică Fusion Symphonic? Nu există nicăieri în lume acest tip de eveniment. Există, repet, evenimente singulare, există anumite concerte sau anumite concerte în cadrul unor evenimente de genul ăsta. Însă nu există un eveniment întru totul dedicat acestui concept, cum trebuie să recunoaștem că nici la noi nu este dedicat în totalitate, numai că ponderea concertelor din cadrul festivalului este mult mai mare față de acele concerte sau spectacole din festival care nu au elementul de fuziune, elementul de fusion. Sunt și formații singure care cântă, care interpretează singure, dar majoritatea formațiilor sunt legate fie de o orchestră simfonică, și aici vorbim deja de patru orchestre simfonice invitate din România, ale patru filarmonici, vorbim și de orchestră folclorică, vorbim și de ansambluri mici, camerale, mă refer aici la quartete. Există această idee de fuziune, inclusiv de, nu știu să zic, la hard rock cu elemente de orchestră folclorică, lucru pe care iar nu se întâlnesc foarte, foarte des. Și atunci cum ați ajuns la ideea aceasta de Fusion Symphonic? Nu știu, mă gândesc, poate a fost cerere, poate a venit din partea publicului. Cum anume ați zis, uite, facem Fusion Symphonic? În primul și în primul rând ne-am bazat pe ideea că trebuie să fie altceva față de oricine altcineva. Să nu se mai găsească acest tip de eveniment și da, întotdeauna a existat o cerere pentru aceste tipuri de evenimente. Fie că a existat muzica de film, unde există orchestra simfonică, fie că există rock simfonic, fie că există tot felul de alte proiecte. De altfel, ne dorim cu acest festival să mai aducem ceva în conștientizare, până la urmă, în conștientizarea publicului, faptul că acest tip de muzică pe care mulți o gândesc ca a fi o instituție, o muzică de poate pentru o nișă, pentru un anumit segment de public. De fapt, să nu uităm că această muzică o găsim pe peste tot. O găsim în mall-uri, o găsim în restaurante, o găsim în cafenele, o găsim inclusiv în muzica de film, fie că este jazz, blues, fie că este muzica simfonică. Ea este pe peste tot, în desene animate, este pe peste tot, doar că noi nu o conștientizăm. E un fundal fain, sonor, pe care ori de câte ori l-am pune sau l-am reasculta fără desene animate sau fără filmul respectiv, am recunoaște coloana sonoră de undeva. Și atunci poate v-ați gândit că putem implica și tinerii în partea aceasta muzicală, să-i apropiem de această zonă muzicală puțin mai, să zic, artistică, așa, să-i îndepărtăm de, nu știu, ce înseamnă muzica aceasta care este promovată practic în rândul societății, în noile generații. Mai trep, rep. Nu știm neapărat dacă, adică nu vrem să îndepărtăm pe cineva de ceva, căutăm să le arătăm și o altă variantă și o altă soluție. Trepul poate fi o, de ce nu, o soluție bună pentru un eveniment de acest gen, însă totuși să nu uităm că discutăm despre o filarmonică, discutăm despre o instituție de cultură de prestigiu, o instituție de cultură cu o anumită tradiție și o istorie și care caută să se adapteze, să păstreze tradiția și istoria și respectul pentru muzica cultă, dar în același timp să fie bine totul și cu noul. Nu spun nu unui, de exemplu, nu spune nu unui proiect de trap simfonic, de ce nu? Să punem trep exact. Pe muzică simfonică. Numai că sunt de părere că ar trebui ca limbajul să fie oarecum unul cât de cât adecvat, pentru că discutăm inclusiv de educație și educație pe termen nu scurt, mediu și lung, de fapt. Cum ați descrie Fusion Symphonic, așa, în câteva cuvinte, în trei fraze? În trei fraze, nu știu dacă aș putea să-l descriu, aș avea foarte multe fraze, pentru că vorbesc în continuu despre chestia asta, cu cine mă întâlnesc și mă întreabă ce fac. De fiecare dată mi iese pe gură ideea asta de 6-8 septembrie, Republic Fest, adică nu mai știu să mai vorbesc altceva. Da, v-ați luat bilet, asta este singurul limbaj pe care îl mai am în momentul de față. Mi-ar plăcea să spun, să descriu în câte un cuvânt ceea ce înseamnă acest festival. Înseamnă, în afară de vis, ceea ce am spus mai devreme, aș face un paralelism între ceea ce spuneau vechii greci
înainte să existe Grecia, cu adevărat, și să fie acele popoare, acele zone, Atena, Sparta, Macedonia și așa mai departe, sunt mai multe zone din Grecia, cum orice zonă dintr-un stat, înainte să existe statul respectiv, înainte să existe statul respectiv, nu a fost decât o șoaptă. A fost un vis, o speranță. Deci aș descrie acest festival cu aceste cuvinte: cu speranță, cu vis, cu șoaptă, cu suflet, cu gând, că împreună, în această comunitate, lucrurile pot funcționa și mai bine. E adevărat că lucrurile au plecat destul de târziu față de cum ar trebui să plece ca organizare un festival de asemenea natură, de asemenea mărime. Însă ceea ce am observat, și sper din tot sufletul să existe continuitate, pentru că acesta este cel mai important lucru în organizarea oricărui eveniment de acest gen, să existe continuitate, ceea ce am observat cel mai mult este că există această idee de comunitate. Inclusiv mai devreme spuneam de cei de la AFI, sunt foarte mulți sponsori și parteneri care ni s-au alăturat, deși suntem la finalul anului. Majoritatea companiilor, majoritatea partenerilor și-au canalizat deja bugetele pe alte direcții. Deci pentru a sprijini un eveniment de genul ăsta la final de an nu e tocmai ușor. Totuși, au venit foarte, foarte mulți în întâmpinarea noastră și cu atât mai mult s-a creat o energie în jurul acestui festival, poate nu neapărat din resurse financiare, cât din resurse de timp, cât din resursele unor persoane fizice care își doresc să se implice și să ajute atât cât pot și reușesc la momentul acesta. Tocmai pentru că este nevoie în comunitate, în Prahova, în Ploiești, de un astfel de festival. Da, nu numai că este nevoie, mai este un aspect foarte important. Pe lângă faptul că este nevoie și sunt și oameni, din păcate, trebuie să recunosc, care nu văd această nevoie și văd alte nevoi mult mai agresive. Cultura este o nevoie. Cultura este o nevoie, este o necesitate din punctul meu de vedere. Fără cultură și fără educație nu ar putea exista viitorul unei țări. Clar. Dar nu are nimeni nicio vină că anumite lucruri de-a lungul timpului n-au funcționat tocmai bine și că încă o dată sau poate de fiecare dată trebuie să ne îndreptăm și să tăiem în continuare de la cultură. Cred că tocmai cultura ar trebui să găsească soluțiile să ne scoată din aceste impedimente, inclusiv financiare, pe care le avem. Pentru că acest festival este efectiv poate fi gândit ca un cap tractor, ca un motor pentru orice fel de oraș, pentru orice fel de comunitate, ca cel puțin pe perioada festivalului să aducă plus valoare comunității și să aducă, deja de la a doua, a treia ediție, în mod normal, trebuie să aducă inclusiv venituri considerabile unei municipalități. Da, bineînțeles, cultura este unul dintre cei mai buni ambasadori ai unei locații, ai unui oraș, ai unei țări chiar. Și pentru că v-ați referit la partea aceasta de modalitate în care, într-adevăr, în viitorii ani acest festival poate aduce plus valoare, vă referiți la valoare economică, ce așteptări aveți? Valoare culturală și, da, valoare economică. Și am să dau un exemplu, atât cât se poate pe scurt. Nu am să dau exemplu acelor festival, evenimente mari pe care le știm cu toții, din la Cluj, Constanța, București și așa mai departe, ci am să dau exemplul festivalului de teatru de la Sibiu, un exemplu pe care îl tot dau de ceva ani. Nu că nu s-ar ști despre acest festival, ci doar despre faptul că este vorba despre o arie, un eveniment tot pentru o nișă. Teatrul este tot pentru un anumit segment de public, chiar dacă sunt foarte multe evenimente conexe acolo, vorbim totuși de un festival de teatru. Dar vorbim despre un festival de teatru care, înainte de pandemie, în primul rând a avut continuitate, a avut foarte mulți ani de funcționare și în ultimul an, înainte de pandemie, a investit aproape 4 milioane, municipalitatea a investit aproape 4 milioane de euro. Atenție, mai devreme discutam de nici 200.000 de euro, discutam de 4 milioane de euro. În condițiile în care, la finalul celor 3 săptămâni de festival, municipalitatea, repet, nu teatru, a avut câștiguri, profit, deci a acoperit toate costurile și a avut profit din restaurante, cazări, vizite, biletele la evenimente și așa mai departe, de peste 20 de milioane de euro. 20 de milioane de euro în condițiile date, în condițiile unei oricărei instituții aproape din Ploiești,
înseamnă bugetul pe cel puțin un an de zile. Lucru care înseamnă enorm dintr-un festival de 2 săptămâni. Deci poate avea un aport fantastic dacă toate aceste entități, dacă toate aceste organisme până la urmă caută să se unească. Pentru că asta au făcut și mai ale evenimente din orașele mai devreme amintite, nu au făcut altceva decât să se unească. Există un sprijin din partea autorităților, trebuie să recunosc, însă e foarte, foarte important să gândești lucrurile în unitate. Adică toți să gândim pe aceeași direcție ca să aducă plus valoare, de fapt, comunității. Că nu îi aduce plus valoare lui Mateescu sau filarmonicii nici atât. Acolo sunt niște lucruri care se întâmplă mai mult sau mai puțin, dar nu e vorba despre asta. E vorba despre comunitate, este vorba despre această energie și exact cum ai spus și tu, e vorba despre tine și despre viitor. Deci uite cum dacă ne implicăm cu toții și încercăm să punem umăr cu umăr, mână cu mână și să organizăm acest festival, într-adevăr pe viitor poate avea beneficii pentru întreaga comunitate, pentru fiecare dintre noi. Cum pentru că ați spus mai devreme și ați descris festivalul în câteva cuvinte, unele dintre ele fiind vis, speranță, cum vizualizați acest festival peste, să zic, 5 ani? Cum credeți că va arăta? Victorie? Da. Cât de mare? Nu știu dacă va fi o victorie mare sau mică. Important e, deja din punctul meu de vedere, este o victorie faptul că se întâmplă. Fiind la prima ediție un eveniment, repet, pe care noi tragem să-l organizăm de mai bine de 4-5 ani de zile și nu s-au regăsit resursele financiare și acum resursele financiare, repet, am dat niște exemple nu ca să mă vait, ci doar să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Exact. Poate fi, repet, cred că asta ar fi victoria, nu contează cât de mult, cât de mare sau cât de mică. Cel mai important lucru în momentul de față este că s-a început. Indiferent cum va ieși această ediție, vor fi greșeli, vor fi probleme, vor fi supărări, vor fi scandaluri. Exact, dar din chestia asta va trebui cu toții să învățăm și cel mai important lucru și cel mai important pas pe care toți îl avem de făcut și mai ales de înțeles și de conștientizat, că vorbim despre opinie publică, că vorbim despre presă, că vorbim despre oricine, despre firme, este că acest eveniment, dacă este un eveniment, se consideră măcar la nivel de principiu, de idee, de șoaptă, de vis, de speranță, dacă acest eveniment se consideră ca atare, să continue. Elementul cel mai important pentru un eveniment de acest gen este să continue. Chiar dacă va continua poate cu aceeași bugetare, chiar dacă va continua cu bugetare mai mare, este foarte important ca pentru orice eveniment multianual să existe, bineînțeles, ca să fie multianual, trebuie să aibă continuitate, să fie an de an. Asta este cel mai important lucru. Pe urmă, în fiecare an să căutăm să venim cu ceva, cu plus valoare, să venim cu ceva nou, să învățăm din greșeli și din slăbiciunile pe care le-am avut la ediția anterioară, să putem să creștem pentru ediția următoare. Vreau să vă întreb, v-ați inspirat poate puțin din ceea ce s-a întâmplat în 2015, când a fost Clujul capitala tineretului și ei tot atunci au organizat prima ediție de Untold. Poate de la acea idee a pornit această variantă, uite, să facem și noi un festival în Ploiești, mă rog, în Brahova, este în Bucov, și să-l creștem exact așa. Atenție, Parcul Constantin Stăre ține de Ploiești. Nu întâmplător am făcut acest lucru și nu întâmplător am vrut să punctez. Știu că în mintea și în opinia publică este asociat acest, nu se știe de Parcul Constantin Stăre, sau mai puțin se știe de Parcul Constantin Stăre cât se știe de Parcul Bucov, pentru că au fost acele discuții și dispute la un moment dat, dar acest parc ține efectiv de Ploiești. Asta este foarte important, exact apropo de ceea ce... Știu că au fost la un moment dat niște discuții, era cumva situat între Bucov și Ploiești. Da, este, ține de Ploiești, ține de administrația Ploieștiului, lucru care e foarte important. Nu că ne-am inspirat din ceea ce s-a întâmplat la Cluj, mă bucur acum să aud chestia asta, mi se pare că nu aud pentru prima oară și Radu Simionescu, cel care s-a ocupat, managerul capitalei tineretului, știu că mi-a amintit ceva de genul ăsta și că ar fi fain dacă am reușit la Ploiești, dar repet, acest lucru noi nu l-avem gândit acum,
Da, poate să zic că a fost un trend, deși nu-mi place să cred că sunt oportunist și am profitat de un anumit moment cu această idee că Ploiești capitala tineretului 2024. Este totuși un moment oportun în care se pot face anumite acțiuni. E adevărat, dar atenție mare, noi am pornit acest proiect de acum 3 sau 4 ani de zile cu conceptul, cu ideile, cu a căuta, cu a găsi resurse, cu a vedea despre ce înseamnă un festival de acest gen. Au fost făcute foarte multe analize, au fost verificate foarte multe spații din orașul Ploiești și de pe lângă. Care au mai fost opțiunile? Parcul Vest a fost o opțiune și este, vreau să spun, că va fi o opțiune probabil peste 4-5 ani de zile, pentru că este un spațiu foarte, foarte, foarte mare, unde se pot desfășura foarte multe activități, până încă Parcul Bucov, care în momentul de față cred că va avea undeva la 12-15 hectare, cel puțin pentru acest eveniment. Lucru care este relativ, e mult mai frumos în momentul de față, există natură, există umbră, sunt mult mai multe lucruri în momentul de față, dar pentru dezvoltarea unui eveniment de genul ăsta, genul acesta, mai degrabă este Parcul Bucov și nu neapărat că l-am căutat noi. Apropo de festivalurile de care ziceam mai devreme, cei de la Antol, cei de la Anniversary au venit în zonă și au verificat și au văzut despre ceva. Adică n-am fost noi pe câmp să vedem, mamă, așa ar fi bine, dar cum ar fi bine să facem. Sunt foarte multe detalii de la transport, legătura, această legătură, multă lume zice, ești prea aproape de București și toată lumea ești de fapt un oraș de tranzit. Tocmai ăla ar trebui să fie, acesta ar trebui să fie un punct forte, pentru că suntem aproape de București, suntem aproape de Brașov, iar acest tranzit, inclusiv Parcul Vest, poate fi un loc foarte, foarte bine gândit, inclusiv din punct de vedere al sunetului, al problemelor de campare, de ce nu. E adevărat că orașul are deja în momentul de față, atunci când discutăm de evenimente mari, cum au fost tot felul de campionate de box, campionat de tir cu arcul, gimnastică ritmică. Am avut evenimentul acesta care e deja multianual organizat de Uniunea Elenă și Filarmonică, Alfabetul Conviețuirii, acel eveniment al minorităților. Acolo au fost cazate 800 de persoane și 800 de persoane nu e un număr foarte mare, numai că a fost foarte greu să casezi, este foarte greu să casezi în Ploiești 800 de persoane, pentru că nu sunt, din păcate, atât de multe hoteluri care să poată găzduiască, deci asta va fi o problemă pe viitor. Poate Ploieștiul să susțină pe viitor dacă într-adevăr va crește acest festival și vom avea un număr de persoane venite din afara Ploieștiului care vor vrea să vină și să fie parte din festival. Poate Ploieștiul să susțină la nivel de turism, practic, toată cererea care va fi? Eu zic că orice este posibil, trebuie doar să existe puțină deschidere, puțină bunăvoință ca lucrurile să se dezvolte și atât timp cât este acum 2024 o primă ediție, putem gândi în 2029, 2028, a 4-a sau a 5-a ediție, până când am putea deja să facem niște demersuri. Adică că e adevărat, orașul în momentul de față, și nu sunt un om politic, nu mă pricep foarte bine la chestiile astea, însă este clar că are foarte multe probleme. Asta nu înseamnă că nu are și foarte multe soluții la acele probleme. Asta clar, unde e o problemă, cu siguranță este și o soluție. Dacă vrei. Și dacă îți faci un pic capul astfel, și dacă lași orgolile la o parte. Wow, ce precizare! Da, pentru că mult timp din multe probleme pe care noi, și spun cu toată responsabilitatea, le-am avut sau le avem, pleacă din aceste orgolii. Că sunt orgolii de interes politice, că sunt orgolii personale, orgolii care în anumite poziții, funcții, instituții, și repet, mă refer strict la Filarmonică, nu îmi permit să discut despre o altă entitate, nu cred că și-au locul și nu ne permitem acest lucru să-și aibă locul, pentru că trebuie să fim, pentru ne-am ales această, e adevărat, ne place ceea ce facem într-o filarmonică, ne bucurăm să facem muzică și ne bucurăm pentru acele aplauze de la finalul oricărui eveniment și concert, însă suntem pentru comunitate. Trebuie să dăm comunității înapoi, pentru că și comunitatea, chiar dacă suntem din Ploiești sau din alt oraș, până la urmă ne-a dus la o școală, poate ne-a dat un loc de muncă. Sunt lucruri pe care trebuie să le întoarcem comunității.
Acum, întorcându-ne puțin la ideea de festival, ce artiști vor concerta pentru public? Cum va arăta cu totul festivalul? Ne-a spus mai devreme, vor fi 3 scene. Descrieți-ne un pic așa în mare, cum va fi toată imaginea acestui festival. Artiștii din această ediție sunt foarte slabi. Nu am găsit artiști foarte buni, glumesc, bineînțeles. Spuneam mai devreme că... Era titlul de ziar. Da. Atât s-a putut, cum s-ar zice. Sunt 4 orchestre simfonice. Orchestra Simfonică Ploiești, bineînțeles, va avea 3 concerte în festival. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, Filarmonica Craiova, Filarmonica Râmnicu-Vâlcea. Și acum venim cu formațiile. Subcarpați, Vank, Vița de Vie, Cargo, Deliric și Muse Quartet, Byron. Sunt foarte, foarte multe nume grele care au dat Norzeatic, sunt niște prieteni ai noștri care au mai venit și la festivalul de jazz pe acoperiș de anul trecut. Sunt nume foarte, foarte mari care au dat curs invitației noastre de a fi în cadrul acestei prime ediții și mărturisesc că nu e deloc simplu să convingi artiști de acest calibru să vină la o primă ediție de orice fel de festival, pentru că este această lipsă de încredere, nu știm organizatorul, nu știm cum se vor desfășura lucrurile, însă a existat această deschidere. Calancea se întoarce din încă o dată alături de noi la Ploiești. Afișul spune foarte multe și mai ales că este un afiș, atenție, realizat atât ca design cât și ca nume, ca conținut, de o filarmonică. Nu este un privat, este o filarmonică din România. Nu vorbim de o filarmonică de la Viena, de la Berlin, care poate ar fi foarte simplu să organizeze asemenea tipuri de eveniment. Și nu stă în structura unei filarmonici să organizeze neapărat așa ceva. Chiar aș vrea să fac o remarcă, că am auzit zilele trecute ceva spunându-se că Xulescu l-a pus pe Yulescu să fac. Nici de cum. Este un eveniment care a plecat efectiv din visul, speranța, șoapta, dorința ca acest oraș să se schimbe în mai bine, pentru că acest lucru e posibil. Știu, sună utopic, sună visător, nu o să mă creadă nimeni, e nebun ăla de la filarmonică, e ok, e perfect. Dar cred că cu această nebunie și cu foarte, foarte multă muncă și cu foarte mulți prieteni și parteneri, lucrurile se pot mișca. O întrebare mai mult personală. Ați spus că este un pic complicat să convingi pentru o primă ediție de festival mai mulți artiști să vină să cânte, practic. Cum ați reușit totuși să-i aduceți? Sunt nume destul de grele pentru industria muzicală, cele pe care le-ați menționat mai devreme. Din România, exceptând numele de pop, care nu prea se potrivesc într-un asemenea context, sunt cele mai mari nume. Adică după ranking, după nivelul de inclusiv de pe YouTube și așa mai departe, sunt cele mai mari nume. Știu că o să sune ciudat, efectiv vorbind la telefon, pe 90% nici nu i-am cunoscut, m-am prezentat, însă am discutat cu fiecare dintre ei, cu absolut fiecare dintre ei și cu majoritatea nu am discutat cu impresarii sau cu diferite firme, de aici au fost și făcute foarte multe reduceri de buget, pentru că am discutat direct cu artiștii. Oamenii au înțeles că ne dorim să schimbăm ceva în bine, să aducem plus valoare acestei comunități și acestui oraș, care are foarte, foarte mult potențial, care are foarte, foarte multă putere la nivel de județ, putere financiară foarte mare. Trebuie doar găsită soluția și de a arăta odată că se poate. Cu niște eforturi fantastice, dar trebuie să arătăm chestia asta. Și oamenii s-au mișcat niște lucruri foarte greu, trebuie să recunosc. Unele dintre contracte, chiar dacă le-am pus pe afiș, nici nu erau semnate, dar am luat acceptul oamenilor, adică nu făceam chestia asta fără acceptul lor. Cam cât a durat ca perioadă semnarea tuturor artiștilor? 9 luni de zile. Wow, deci de pregătire într-adevăr aproape un an. Nu asta a fost problema, cât problemele organizatorice din rest, cu toate comisiile din cadrul primăriei, cu transportul până la... Apropo, cu transportul chiar vreau să fac un anunț pe această temă, pentru că cred că chiar cu câteva minute înainte să intrăm în acest podcast am discutat.
Și am primit acceptul că transportul va putea fi asigurat de TCE cu acel traseu PA41B, sper să nu greșesc, acel traseu care are, pleacă din centrul orașului Ploiești și are stație finală la Parcul Constantin Stere. Cât de des se vor fi autobuzele? S-a discutat în momentul de față ca frecvența autobuzelor să fie din 30 în 30 de minute, cel puțin până la ora 2 dimineața. Deci din punct de vedere al transportului, eu în exclusivitate spun acum că este o problemă aproape ca și rezolvată și nu vor fi acele autobuze micuțe, vor fi acele autobuze cel puțin pentru festival, pentru vineri, duminică, 6-8 septembrie, se vor schimba autobuzele în autobuze mai mari ale festivalului, să zicem așa. Și ca zonă vor fi și acele tarabe cumva de food court, vor fi și stand unde vor sta partenerii? Da, vor fi și food truck-uri și partenerii și sponsorii vor avea acolo tot felul de standuri. Vom avea și mici, căutăm să avem zilele acestea și mici ateliere de handmade și așa mai departe. Căutăm să avem multe activități, inclusiv pentru familie. Teatrul Toma Caragiu va susține două spectacole, un spectacol care este de altfel premieră pentru ei și au decis să-l aducă în cadrul festivalului nostru. E adevărat un festival pe care îl organizăm în parteneriat și cu ei până la... Și ca prețuri, la ce să se aștepte publicul prahovean? Prețurile sunt în momentul de față, încă mai sunt la nivelul de 300 de lei pentru întreg festivalul, pentru toate cele peste 30 de concerte și spectacole. Accesul este în acest bilet, este pentru cele 3 zile și pentru toate cele 3 scene, deci fără niciun fel de problemă. Este prețul de 100 de lei pe zi. Sunt prețurile cu reduceri pentru elevi și studenți de 70 de lei pe zi. Din punctul meu de vedere este o nimica toată pentru nivelul la care se discută și formațiile care sunt pe scenă. Dacă ai vrea să te duci la un concert, doar la unul din acele concerte, cu siguranță va trebui să plătești poate cel puțin prețul biletului întregului abonament. De asemenea, mai este un aspect unic, cel puțin în România, faptul că am căutat ca toți vendorii, toți cei care sunt organizatori de food truck-uri și așa mai departe, să aibă anumite prețuri plafonate la anumite produse. De exemplu, la apă să nu depășească suma de 5 lei, lucru pe care nu-l găsim la niciun festival. La suc, la fel, 7-8 lei cel mult, inclusiv că băuturile alcoolice, și aici mă refer la bere, știu că o să sună ciudat în partea unui director de clar, unică, dar trebuie să o spun și pe asta, nu va depăși 10 lei. Pentru toate food truck-urile va exista cel puțin un meniu care să nu depășească 30-35 de lei. Practic, oricine vine să poată să-și permită să simtă bine, să fie în regulă din punctul acesta de vedere. Asta nu înseamnă că le-am interzis celor care fac vânzări acolo să își vândă și alte produse poate mai scumpe, exclusiviste sau ceva de genul ăsta. Nu e niciun fel de problemă, numai că am dorit neapărat această limitare, această plafonare. Să fie accesibil pentru toată lumea, exact. Până la urmă. Și este foarte important, cel puțin apa, sucurile care sunt, bineînțeles, consumate de toată lumea, să fie cumva accesibile. E, dacă vreți, e ca la o nuntă. Bine, eu glumesc, bineînțeles. Este o nuntă foarte mare, unde elementul important este muzica. Trebuie să fie muzica foarte bună, mâncarea și băutura trebuie să fie foarte bună și cu atât mai mult compania atunci când lucrurile se întâmplă în echipă și între prieteni, cred că sunt și mai frumoase. Și ca persoane, la ce număr vă așteptați? Ce număr aveți până acum vândut de bilete? Mai sunt bilete până în momentul de față, încă mai sunt bilete. Repet, spațiul este unul destul de mare și ne putem permite să avem până la 4-5.000 de persoane. Targetul nostru este undeva la 3.500, nu știm dacă îl vom realiza. Dacă avem minim 1.000-1.500 de pe zi, din punctul meu de vedere, este un succes pentru o primă ediție. Și până acum cum stăm? Undeva pe acolo. Perfect, atunci stăm foarte bine. Puțin mai jos de 1.000, dar... Tragem tare. Ne apropiem, bineînțeles. Da. Acum, când mai sunt încă câteva zile, este fix perioada caldă, practic, când își vor lua oamenii bilete. Cu siguranță și, repet, este cel mai important ca voi, tinerii, între voi, să puteți să dați această informație mai departe, pentru că chiar îmi place să cred că există și în voi această speranță, acest suflet și această idee de vis, că ar
fi normal să aveți ideea de vis și ceea ce vreți să fiți când veți fi mari, de ce nu să faceți parte inclusiv în 3 zile din acea republică de la Ploiești, cum era pe vremuri, că niște nebuni cu ghilimele de rigoare s-au gândit ei să facă într-o noapte o republică. Hai să facem o republică, să facem o revoluție prin muzică și să arătăm împreună, atenție, împreună că lumii se poate. Că se poate. Am înțeles. Uite, voiam să vă pun câteva întrebări și despre festivalul Jazz on the Rooftop, care tocmai s-a terminat, mă rog, de curând a fost în perioada 23-25 august. Cum a luat naștere această idee? Cum ați adus muzica jazz pe primărie, practic, pe acoperișul primăriei? Mărturisesc că este una din ideile colegei mele, Georgiana Frâncu, directorul artistic, care de asemenea gândește în aceeași direcție de a aduce muzica și în spații neconvenționale. Nu ne-am gândit neapărat la primărie, adică nu targetul acesta a fost primăria, ca să ne urcăm la propriu pe primărie. Credeți că a fost un view superb, da? Tot orașul se vedea. Dar se vede frumos. Orașul foarte frumos de acolo, este o terasă foarte primitoare, foarte mare, care poate găzdui asemenea tipuri de evenimente. Deja am ajuns la cea de-a 7-a ediție. Mărturisesc că cum am emoțiile acum și pentru Republic Fest la prima ediție, așa le aveam și acum 7 ani de zile pentru acest festival. Acest festival care trebuie să recunosc că în afară de line-up-ul la care am lucrat foarte mult, de invitații care au fost pe scenă, mărturisesc că nu s-a făcut, adică s-au făcut lucruri, că ați văzut că s-a fost lume, evenimentul s-a întâmplat, dar lucrurile au funcționat de la sine. Adică n-am mai trebuit să ne mai gândim oare unde punem piscina, oare cum facem cu accesul. Toate lucrurile au funcționat de la sine pentru că a existat această experiență a anilor precedenți. Inclusiv la un moment dat, în a treia sau a patra ediție, un pian cu coadă, o imensitate de pian a fost urcat până la etajul 10 al acelei clădiri. Deci nebunia este... Da. Nebunia a depășit orice limită. Însă acum a devenit foarte ușor organizarea unui eveniment de acest gen. Și credeți că vom ajunge în acel punct și cu Republic Fest după o perioadă de timp, după câțiva ani de organizare? De lejeritate a evenimentului, nu. Pentru că este tipul de eveniment care, da, dacă l-am face la fel de la an la an, să zic, facem cu 3 scene, aici facem asta, aici, da, ar putea fi chestia asta, dar față de ceea ce am spus mai devreme, faptul că este un eveniment care poate avea inclusiv un efect al burgerului de zăpadă, ar trebui să fie un eveniment care în fiecare an aduce ceva nou. În momentul în care aduci ceva nou, automat îți complică puțin viața, ca să spun așa, îți complică puțin organizarea și tot ceea ce ține de managementul acestui festival. E foarte important de remarcat faptul că un festival de acest gen, afară de sumele pe care le-am menționat mai devreme, repet, sunt diferențele de la cer la pământ față de ceea ce se organizează în țară. Acest festival este organizat ca resursă umană, excepție ceea ce discutăm în ultima perioadă pe partea de marketing. Nu cred că depășesc 15 persoane, ceea ce este foarte, foarte puțin. E adevărat, la festival vor fi mult mai mulți care să organizeze scene și așa mai departe, dar tot ceea ce ține de partea organizatorică, de contacte și contracte și de parteneriate și așa mai departe, undeva pe aici. Am înțeles. Wow, 15 persoane, o echipă mică, micuță pentru un Suntem festival de nimeni. Așa, îmi da. Pare. Nu, dar da. Într-adevăr, uite, faceți o treabă foarte bună. Mulțumim. Cum integrăm muzica jazz în cadrul noii generații? Generație care, nu știu, poate ascultă rap, trap, manele și alte tipuri de muzică, da, nimeni pop. Da, nu-i perfect. Clar. Da, nu cred neapărat că este atât de greu. Foarte, foarte mult timp s-a gândit, nu mai avem educația acum celor care au pornit, cel puțin în România, acest concept acum mai bine de 55 de ani. Este clar că discutăm clar de niște diferențe majore. Însă asta nu înseamnă că este imposibil ca acest tip de muzică să se ducă în rândul tinerilor și în rândul viitorului. Și nu mă refer neapărat la jazz. Jazzul este o
o definiție generală acestui concept, dar avem de acolo jazz, blues, blues rock, jazz rock și sunt tot, apropo de fuziune, sunt foarte multe elemente de acest gen. Dixieland, ragtime și așa mai departe. Și de asemenea sunt niște melodii pe care mulți le auzim în alte părți, dar nu ne dăm seama că muzica respectivă este jazz. Ok, dacă spui jazz, majoritatea se gândesc, a, e pentru aia cu fițe, e pentru acea nișă, e doar unii ascultă chestia asta, dar nu e chiar așa. Vino o singură dată, întotdeauna am spus chestia asta, vino o dată la un concert de jazz să vezi atmosfera, să vezi cum te simți, să vezi cum se simt oamenii acolo, să vezi că sunt oameni care efectiv dansează și se bucure, să se simt bine. Asta nu înseamnă că este pentru o nișă, este pentru, poate fi pentru toată lumea. E adevărat că nu este la fel de ușor primită ca o manea. Nu am nimic cu acest concept, Doamne ferește, este un alt mod de trai, un alt mod de exprimare, bineînțeles. Dar sunt lucruri total diferite, însă unele ritmuri, de exemplu, se pot regăsi și în manele și invers. Deci elemente de muzică se regăsesc în orice stil muzical. De exemplu, într-una dintre serile din festival am avut jazz manouș. Ok, dacă spunem jazz manouș, nimeni nu știe despre ce e vorba. Da, este de fapt o formație, un trio care a cântat cu un violonist. Violonistul a cântat, ca asta încerc să spun pe limbajul tuturor, român stabilit în Franța, jazz cu tentă, nu știu dacă e corect să spun țigănească, rom, nu știu care e exact termenul corect folosit, nu vreau să deranjez pe nimeni, Doamne ferește, însă este acea direcție, da, care are un sunet aparte și se numește jazz, e foarte așa jazz manouș, wow, ce fain, dar de fapt sună cu totul și cu totul altfel. Și într-un ritm mult mai apropiat poate de zona balcanică, poate de zona noastră în care suntem în momentul de față. Deci doar să încerce odată tinerii să vadă despre ce-i vorba. Deci se pot îmbina foarte frumos stilurile muzicale. Orice stil se poate îmbina. Astfel încât să fie pe placul tuturor. Am o problemă cu manele, dar nu acolo mai greu de îmbinat, dar nimic nu e imposibil. A zis mai devreme și referitor la rap, trap, putem să îmbinăm cu partea aceasta simfonică. Da, repet, nu e niciun fel de problemă, atâta timp cât suntem puțin atenți la anumite elemente de limbaj muzical și limbaj verbal. Că la trap înțeleg că se mai întâmplă și alte lucruri. Cât de important este rolul voluntarilor, nu știu, cel puțin în organizarea acestor două festivale? De exemplu, nu știu, jazz, cât de important a fost rolul voluntarilor în cadrul celor trei zile de festival? Voluntariatul în sine este foarte important. Ideea de voluntariat este extraordinar de importantă. Mulți, nici în ziua de astăzi, lucru care pe mine mă uimește, nu înțelege conceptul de voluntariat. Acest concept de voluntariat, ce bun, ești voluntar la evenimentul X, cât ești plătit. Și nu, adică sunt niște lucruri care nu se potrivesc absolut deloc în aceeași propoziție. Ideea de voluntariat este foarte importantă și nu foarte importantă ca ideea de doar de a avea o hârtie, o patalama, că ai făcut voluntariat. Exact, bravo. Iar această experiență nu poți să o capeți pentru viața de zi cu zi decât prin asemenea evenimente. În momentul în care termin facultatea ca și tânăr, toată lumea zice care este experiența ta. Ce experiență poți să ai? Pentru că n-ai făcut, sau majoritatea poate n-au făcut nimic în facultate. Eu am început, de exemplu, voluntariatul de la vârsta de 10 ani de zile în comunitatea Elena. Acolo n-am avut o problemă să învăț, ok, am învățat să dansez, am învățat, nu știu, elemente din limba greacă, dar am dat și cu mopul, am spălat și pe jos, am dat și cu mătura, am făcut și curat în curte. N-aveam, adică nu aveam niște
șef, bineînțeles că a existat și există coordonatori, dar nu mai existat o direcție, doar unii trebuie să spele pe jos și alții doar spală geamurile. Deci n-am avut o problemă. Și toată, care din partea tuturor. Exact, toată lumea făcea și face, inclusiv în zilele noastre, face același lucru. Stăm și mâncăm împreună, mâncăm o pizza împreună, dar și când e de treabă, facem treabă. Și nu există acest orgoliu că trebuie să-ți aduc, mi-a cerut cutărică, nu știu ce, un pahar de apă și eu trebuie să fac pe servitor. Eu la vârsta de 13 ani de zile m-am dus într-o tabără în Grecia, am avut acest noroc, unde am învățat să țin efectiv 6 farfurii pe o mână. Deci am fost și servitor, prin rotație, dar eram servitor tot la colegii mei, la prietenii mei, la cei din tabără. Deci am învățat fel și fel de lucruri, lucruri pe care în ziua de astăzi nu le mai, adică nu cred că se mai întâmplă atât de des, și de aici și această idee, scuze expresia, absolut idiotă, că nu e treaba mea să fac asta. Nu e în fișa postului să fac chestia asta. Ok, nu spun nici că trebuie să exagerez, să trecem partea cealaltă, dar oferă-ți ajutorul, oferă sprijinul. Întotdeauna o întrebare de genul ăsta, cu ce pot să ajut, contează. Măcar doar întrebarea. Măcar ca idee, ca ai adresat-o. Contează enorm. Contează enorm. Și cred că putem să ajutăm cu orice, chiar și un pahar dus acolo unde trebuie. Într-adevăr. Și la nivel de Republic Fest, la ce să ne așteptăm în ceea ce privește voluntarii? Vor fi voluntari? Cam ce număr? Bineînțeles că vor fi voluntari, undeva între 30 și 50 de voluntari, cel puțin vor fi la eveniment, pentru că este un eveniment care se desfășoară pe multe ore, cel puțin de la ora 16 până undeva la 2-3 dimineața, deci o să avem nevoie de voluntari și vor fi alături de noi la eveniment, o dată pentru organizare, și cu siguranță cred că se vor simți și foarte bine în cadrul evenimentului. Și cum se poate înscrie un tânăr, uite, după ce vizualizează acest podcast, să-și dea seama, eu chiar vreau să mă implic și vreau să fiu parte din acest festival, cum poate el concret să se înscrie? Poate să ia legătura cu cei de la Capitala Tineretului sau cei de la Strop de Fericire sau poate chiar cu noi de la Filarmonică, dar nu înainte să piseze la cap părinții și prietenii care au peste 18 ani, cel puțin, să îi bată la cap să-și cumpere un bilet. Pentru că o să fie și mai frumos și mai fain momentul în care vor fi acolo și prietenii sau familia lor. Chiar dacă familia nu va face parte din programul de voluntariat, bineînțeles, dar se vor simți bine împreună. Ce mesaj ați vrea să le transmiteți celor care au vizualizat podcastul până în acest moment? Tinerilor care au vizualizat și au luat practic din informațiile pe care le-ați transmis atât despre Festivalul Lungesc cât și despre Republic Fest. Păstrând termenii legali, bineînțeles, și întreaga ideologie și structură, continuați întotdeauna să visați pentru visul vostru și orice ce vreți să faceți, faceți, și orice ce simțiți să faceți, faceți, de aceea am spus de termeni legali, să fim în legalitate. Orice ce vreți să, orice ce simțiți să faceți, vă rog din suflet să faceți, pentru că lumea oricum vă va critica, indiferent ce veți face și cum veți face, dar urmați-vă visul, este cel mai important. Mulțumim frumos, Vlad Mateescu, 6-8 septembrie, Parcul Bucov, vă așteptăm la Republic Fest. Mai mult decât atât, vă invităm să ne urmăriți proiectul nostru și pe rețelele de socializare. Suntem redacție pentru tineri, avem Instagram, TikTok și Facebook și mai mult decât atât site, în cadrul căruia publicăm zilnic articole, reportaje și interviuri pentru tineri. Atât pentru astăzi, acesta a fost podcastul. La revedere!